Prețul grâului și porumbului a înregistrat o creștere bruscă din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu și a secetii masive din Rusia și Ucraina. Conflictul din Israel, provocat de atacuri cu rachete iraniene, a dus la majorarea prețurilor la cereale, rapiță și soia, pe fondul creșterii prețului țițeiului cu peste 5%, transmite revista Ferma.ro. În același timp, seceta din Rusia afectează semnificativ procesul de însămânțare a cerealelor de iarnă, în special în regiunea Voroneș, care a declarat stare de urgență. Acest eveniment amplifică criza cerealelor de pe piața internațională. În contrast, în Statele Unite, lucrările agricole progresează conform așteptărilor, cu recolte de porumb și soia în plină desfășurare. Potrivit USDA, 39% din sămânțarea de grâu de iarnă au fost finalizate, menținând stabilitatea producției. Prețurile la cereale continuă să crească, grâul a ajuns la 230 de euro pe tonă, iar porumbul la circa 200 de euro, cu o prognoză de creștere pentru următoarele luni.